Am început filmarea. Da, sunteți pe canalul Cool Family. Ne pregătim să facem un mic live. Cine sunt câștigătorii voucherilor, da? Da, acelor două vouchere de la magazinul Meta. Sergio Strângepato. Fetele se joacă. Cu ce vă jucați voi? Cu construcții. Dar ce mai multe detalii nu aveți? Nu. Nu? Ați pierdut? Da, vă pregătiți pentru piscină? Da, e că... Atomele, ce faci, fac măr? Vitamine! Noi acum facem un live pe Instagram să vedem cine au câștigat voucherile, da? De la Metro. Și apoi ne pregătim și mergem la specie. Fetelor, mergem la piscină. Suntem invitați de Carmelita la piscină, la ea acasă. Vezi să nu înțelegi ce înseamnă piscină? Se bronzează. Cine e acesta? Ursuleț se bronzează la soare. Da? Ursulica? Panda? Da. Cu ajutorul acestei programe vom afla care e câștigătorul. Comment Picker se numește. Nu știu, prima dată le folosim, am văzut și la alții cum fac și să facem și noi. Aici trebuie să punem Instagram-ul, vedeți acum l-am pus. Da, vedeți, l-am pus de acum Instagram profil. Așa, este trebuie să schimbe. Hai, cântăm. Instagram-ul nostru. Și s-a pus automat cel care e deschis așa noi. Să spun așa. Așa. Aici îți punem link-ul la poza. După ce o să filtreze, vedeți, o să filtreze mesajele duble. Apoi punem start și aflăm care e câștigătorul. Avem doi câștigători. Da? Da. Începem live-ul? Da. Gata, noi am filmat live-ul de pe Instagram cu Jasmina. Și așa cum este și o zi frumoasă, cu soare și foarte, foarte călduroasă. Ce-i cu mine? Ne-am gândit să bem kvas. Noi ne place foarte mult, este un kvas aici alături de noi. Și pentru cei din România am zis că nu știu ce este kvas. Kvas este ceva asemănător cu berea, numai că după ce știu eu, nu are alcool și este mai dulciu. Da, este mai dulciu. Așa că, da, luăm plas și ceva, niște pește scântat, noi spunem tarancă și ne vom odihni puțin. Acasă. Acesta e peștele. Stavrida roșie, așa mi-a spus că se numește. Și este mai sărată. Este și simplă, așa e, nu știu cum e despicată aici în două și făcut așa mai rotund, în formă rotundă, adică. Dar asta e mai sărată și trebuie să fie mai gustoasă. Și acesta, nu știu cum, în limba rusă este leș. Dar în limba română e cam uitat cu. Uite-ți ce frumos. Da, pe translate, dacă ceva vom căuta, poate vom scrie în comentarii. Și că, da, toate... Acum și-o spun eu cum se numește, care mi-a spus mie cum se numește. Da, sunt scoase, este curățit deja. Sunt și clasă. Și-o spune, îți place clasă? Da. Da? Și cum este clasă? Dulce, sărat, amar, acru? Pentru mine îmi place. Da, e foarte gustos. E da. E gustos, e că nu știu cum ești, da? Da. Care îți place mie cum se numește? Cuși. Și, da? Da, este așa o literă în limba rusă. Și. Așa. Ei! Trebuie să le vin limba întâi. Plătică! A, plătică! Plătică se numește. Aha. Plătică. Aceasta deci este plătică și aceasta este stavrida roșie. Da, l-ați văzut. Întâi ne ducem la Vadul Vodă, să ne întâlnim cu una din câștigătoare
cu o persoană, da? Cu o fată care a câștigat voucherul de la Metro. Apoi mergem în ospiție la Carmelita, la o fetiță, la abonată de a Jasmini. Deja suntem nu doar abonați și vlogger, ci suntem prieteni. Pentru că am fost aici în ospiție, ne-am împrietenit. Au și părinți frumoși și foarte buni, așa, ospitalieri. Și ne ducem la ei. Ne-am împrietenit chiar foarte bine. Mămică, e gustos? Mm-hmm. Da? Victoria, ți-a plăcut prima dată mănânci cu tine, da? Așa. E gustos. E foarte bun. Jasmina, ce s-a întâmplat? Da, eu așa dinozauri încă nu am văzut. Mov. Noi acum mergem să ne întâlnim cu primul câștigător de pe Instagram, concursul cu vouchere. Mergem la Vadul lui Vode, orașul la seapă la altura de Chișinău, aproape de Chișinău. Și mergem acolo să ne întâlnim cu Adriana, fetița care a câștigat. Iar al doilea băiețel, Ionel, o să vină, el locuiește în Leova, o să vină, a, Leușeni, Leușeni. El locuiește în Leușeni și o să vină în Chișinău zilele acestea și noi ne vom întâlni și vom da al doilea voucher. Alo, Adriana? Uite, noi am ajuns. Hai, Beta, unde? Am ajuns? Wow, mulțumesc, Adriana, bună, salut! Ce zici, unde e premiul? Ah. Noi, de fapt, am întrebat ciocolată și nu știu înapoi. Da? Da. Da. Facem acuși poză, da, facem o poză acuși. Ciocolată! Ai cuprins-o, Adriana? Cuprins-o? Da, bravo. O să-ți dea ciocolată, să-ți dea. Te-ai cumpărat 3 kg? Aproape, da? Așa că o să mai cumpăr dacă mai ai nevoie. Jasmina, ce ai găsit aici? Sau foiniță. Ce scrie aici? Jasmina Show. Și Carmelia Zosim. Da? Carmelita, da. Carmelita. Ce-asta pui? Ce-asta pui? Parking. Parcarea pentru mașina Jasminei Show. Adică familiei ei. Noi ne-am parcat aici. Și am ajuns. Parcare, parcare specială. Parcare specială. Carmelita a rezervat-o pentru noi. Melissa, vină în coace. Este Filipul Mătăzut? Da, salut, salut, da. Salut. A cunoscut pe Jasmina. Toate mașinile Toyota, da, tu era una, tot era... Toyota, una, Toyota, două, acolo Toyota. Una, două. Toyota, Toyota. Și acolo, nu, deja nu e Toyota. Foarte multe super. Mașini Toyota. Avem mașină bună. Carmelita, se gătește și bine și ea. Așa, dar te cu toată de acolo niște, ce e încolo noi? Toate cele gonflabile. Cum e apa? Salut, te rog. Salut. Asta. Nu e rece, e bună? O să mă jucați? Aveți loc de stul, așa-i? Mai nu m-a stropit, cu camera, l-ai stropit-o. Wow! S-a scăpat de tine la apă. Hai, urcă acolo, urcă. Urcă în crab. Hai. Wow, bravo! Nu-i nimic dacă ai stiuț, Ali, ce dacă mai udă. Eu prima dată văd să înnoate sub apă. Știi? Nu știu. Wow, dar niște... Da, mișcări foarte... Ha?
A, te duc adu tot inventarul. Te duc să ți aduci ochelari pentru apă, pentru nori. E bine, apa e caldă? Da! Ascultă, uite, sunt multe! Ce? Mergem acasă! Mergem acasă! Vă ajunge? Da! Nu mai scoate acum din apă! O provocare. Acum facem o provocare pentru Meli Caramele. Un joc cu biluțe colorate. Gheorghe pregătește un frigărui aici foarte, foarte apețant. Cui a făcut poftă de frigărui? Puneți like și scrieți în comentarii. Ce vă mai place să mâncați voi așa la natură? Da, iar eu stau aici și mă parfumez. Tăticu, a smiroasă a frigărui eu. Da. El a spus că înainte asta că fumul se atrage la cei frumoși. Până mă nu mă la dânsă, știi, până acum. Da, da. Dar acum văd că la tine vine. Și la Melisa. Și la Melisa. Da, Melisa. Ce e aceasta? Te uiți mai nu pune, unde că e foarte fierbinte aici, bine? Bine, fierbinte. Hai. Dar ce e aceasta, Fedor? Ce e aceasta? Ligărui. Ligărui, cărniță, da? Cărniță. Ce frumos balonașul care Melita. Foarte frumos balonașul. Crabul face uțea pe apă? Crabul buburuză. Crabul este să le ghie ca buburuză. Hai, mergem acasă? Mergem iubit acasă? Da. Da, trebuie, că e târziu. V-a plăcut în ospeție? A? V-ați jucat bine în piscină? Mai bine ca niciodată. Da. Am mâncat și frigărui delicios. V-ați jucat cu jucăriile. Și tort am mâncat. Noi am ajuns acasă. Acum este orele 2:29, adică jumătate la 3, noaptea. Da, e noapte afară. Și noi ne-am apucat de editare câteva ore în urmă. Ia uitați, eu fac aici o editare. Olga o face acolo la celălalt laptop. Și trebuie, pentru că voi așteptați filmulețe din partea noastră. Așa că noi ne stăruim pentru voi. Chiar dacă este noapte, nu ne este somn, suntem obosiți, noi totuși lucrăm pentru voi. Da. Da, pentru că noi ne stăruim. Și noi continuăm să le edităm. Vă dorim noapte bună, dacă vă uitați și voi acest filmuleț noaptea. Dar dacă ziua, o zi frumoasă în continuare. Pa, pa! Pa, pa! Pa!